Stai că vine mie, stai să fac și un gloculeț cu băieții mei aici. Ce, vrei să pui amortizorul? Da, hai să fie și cu bonjur. Ba. Înainte chestia cu bucșile era o problemă gravă. Vedeți, cu presa de bucșă m-am jucat cu ea un pic. De fapt, să vă spun sincer, ea are un sistem, vedeți, de a strânge. Dar dacă, sau, hai să vă dau un, să nu plătiți vreo 15 euro pe asta, puteți să faceți ca o furcă, așa, vedeți, sistemul din, poate că există în România, și automat când ai lovit, ea se desprinde din acolo, din baza lui. Într-adevăr că ăsta e mai complex. E o priză pentru, special pentru asta. Bun, acum ce facem? Vedeți ce forță a avut? Bun, vreau să vă mai arăt ceva. E, înlocuim cu una nouă. Și într-adevăr că când ai deja niște scule profesionale, îți facilitează. V-am spus, la montaj eu folosesc, am cumpărat asta, bănuiesc eu care ar fi utilitatea ei, dar forțez un pic cu un cric de desubt și ca să intre în brațul ăla. Ha, să-i dăm un pic cu ciocrean aici, tot. Păi vrei să fii și, vrei să fii și vlogger, vrei să fii și Iana, normal că... Ah, trebuie să desfac mai bine asta. Aia oricum, ea e prinsă între... Vedeți? Ea e prinsă... Cumva aici, între asta. Haideți! Băi, am auzit că... am auzit că ăla... Tot e intrat, vedeți, ea e, de fapt, conul ăsta e prins aici, normal ar fi să dau cu ciocanul direct în ăsta, înțelegeți? Bun, ați înțeles ideea, haideți că aici am două de-astea, de schimbat, astea sunt capete superioare de bară, capăt de bară de direcție pe partea cealaltă. Restul meserie. Haideți, ciao, ciao, ciao.